Ai spus că vrei să te țin la curent cu parfumurile pe care le mai adaug în colecția mea, așa că astăzi îți spun ce parfumuri am mai adăugat în colecție în ultimul timp. Și deși e o perioadă foarte călduroasă și probabil că te-ai aștepta să mă fi dus într-o zonă foarte citrică, foarte răcoritoare, unul dintre primele parfumuri pe care le-am mai adăugat a fost Atkinson's The Other Side of Wood, un parfum pe care l-ai putea numi oricum, dar nu răcoritor. Trebuie să-ți spun că nu am luat sticla întreagă. Am luat-o de pe un grup, de la sursa mea, deja e vorba de un băiat de la care adesea cumpăr parfumuri, Robert, dacă te uiți. Hey. Și am zis că hai să-mi încerc norocul cu un Atkinson's, mai ales că pe toată sticla asta am dat 220 de lei, cu cât are înăuntru. În ciuda denumirii, parfumul ăsta nu este atât de bogat pe cât te aștepta în wood, dar vei găsi în compoziția lui niște lucruri minunate. Vei găsi cafea prăjită, vei găsi cardamom, vei găsi vanilie, scorțișoară și ghimbir, iar toate notele astea combinate se duc într-o zonă neașteptat de gurmandă, fiind în același timp un parfum elegant. Și da, într-adevăr, eleganța vine în mare măsură de la oud, dar celelalte note lucrează împreună să facă parfumul ăsta neașteptat de plăcut, într-o zonă pe care nu te așteptai să o asociezi unui costum sau unei cămăși. Mi se pare că atunci când am parfumul ăsta pe piele, singurul lucru pe care l-am în minte este, băi, cât de bine miros. Și imediat după ce l-am cumpărat, deși era cald afară, mi l-am pulverizat pe mână și am fost la o cafenea și lumea părea să-l remarce. Combinația de scorțișoară și cafea e absolut delicioasă. Și deși în perioada asta n-aș purta parfumul ziua, pentru că l-aș descrie în primul rând ca fiind dulce, apoi lemnos, pentru o ieșire seara sau o ieșire cu un caracter romantic în care vrei să iei pe tine măcar o cămașă, se potrivește foarte bine. Ce încerc să-ți spun este că primul meu contact cu casa Atkinson's a fost foarte interesant și a deschis drumul spre, hai să spunem, alte cheltuieli, fără să-ți spun exact ce s-a mai întâmplat după. Dar revenind la parfum, să știi că și din punct de vedere al persistenței stă bine. La primele încercări, că nu l-am purtat decât de vreo 3 ori până acum, aș zice că în mod constant obțin 6-7 ore de persistență cu o proiecție care nu e rea. Nu e genul de parfum care se simte puternic în jur, dar e genul de parfum de la care tot primești adieri. Așa că atunci când treci pe lângă cineva, o să remarce că e un parfum destul de deosebit. Și pentru că The Other Side of Wood mi-a făcut o părere atât de bună despre casa Atkinson's, am zis poate ar fi interesant să văd dacă au ceva și în zona parfumurilor de vreme caldă, un parfum pe care să-l încerc în perioada asta extrem, dar extrem de fierbinte. Și l-am găsit pe Atkinson's Mint & Tonic, pe care întâmplător l-am găsit pe Notino la un preț foarte bun. Era ultima sticlă din stoc și era redusă undeva în jurul sumei de 300 de lei, așa că am zis, păi chiar merită luat. Mai ales că, având denumirea Mint & Tonic, mă așteptam să fie exact ce trebuie. Am dat comanda și apoi, în stilul caracteristic, am intrat pe Fragrantica să văd ce spun alți oameni despre. Și lucrurile stau în felul următor. Nimeni nu contestă că avem de-a face cu un parfum răcoritor și foarte citric. Din păcate, cam toată lumea spunea că performanțele sale nu sunt deloc bune. Și pot să spun încă de la început că da, după 2 ore, 2 ore și ceva, poate 3 ore cu indulgență, parfumul ăsta pare să se disipe total de pe piele, dar asta se datorează într-o oarecare măsură și profilului mirosului. Totuși, singurul motiv pentru care nu sunt chiar supărat îl reprezintă faptul că a fost la reducere. Dacă dădeam prețul întreg pe el, atunci aș fi fost destul de necăjit. Printre notele sale vei găsi grapefruit, lime, mandarină și mentă. De asemenea, mușcată, lemn de cedru, vetiver și mosc. Așa că îți poți închipui că e vorba de un parfum foarte proaspăt, care într-adevăr cam miroase a mentă și tonic. Adică îți cam miroase a gin tonic cu frunze de mentă puse în el. Și din punctul ăsta de vedere, practic profilul mirosului e absolut senzațional. Din momentul în care ți-l pulverizezi pe piele, ai o senzație fantastică. E vară, te relaxezi și cumva păstrează ceva din eleganța asta pe care mi se pare că o găsești în casa Atkinson's. Bine, deja am păreri despre Atkinson's, a avut două parfumuri, dar cred că așa se prezintă cam toate parfumurile, au o anumită eleganță britanică. Și îmi place că a venit cu acest plastic de protecție pe capac. Nu cred că am mai primit niciun parfum până acum, nici măcar la Leighton nu exista o protecție pe capac. Și trebuie să arăți cutia. Cutie la care am impresia că în mod real s-a insistat mai mult decât la parfum. Adică, serios, uite cum se deschide. Credeam că o să fie mai ușor. Și acum tragi de ăsta și e magnetic. Și aici e o poveste despre cutie și aici e o poveste despre parfum.
Deci la cutie efort maxim. La parfum cred că situația a fost în felul următor. Au zis miroase senzațional și o să-l testăm să vedem și ce persistență are. Nu contează, trimite-l. Deci dacă ai nevoie de un parfum care să coste relativ mult, asta dacă nu-l găsești la vreo reducere, și care să persiste puțin, dar în timpul ăla să miroasă mega răcoritor, mentolat, tonic și foarte citric, ăsta e parfumul. Și continuând pe linia asta de parfumuri tonice și mentolate, colecției i s-a adăugat și Guerlain Homme Eau de Parfum. Cum și de ce? Ei bine, pentru că mă uitam întâmplător pe YouTube la un video de-a lui Jensens, în care cerea păreri despre parfumuri de vară și era prezentat parfumul ăsta și la un moment dat el a spus că miroase a mojito. Și Raluca m-a întrebat, ai parfumul ăsta care miroase a mojito? Eu i-am zis nu. Ea a zis cum de nu-l ai și aparent asta a fost suficient ca acum să-l am. Primul lucru pe care l-am remarcat la el și m-a surprins e că lichidul e un fel de gri, deși în toate pozele el pare a fi verde. Asta ca să știi atunci când îl primești că de fapt nu e verde, e mai degrabă gri. De asemenea, mă încurcă puțin faptul că acum majoritatea sticlelor de Guerlain adresate bărbaților au același design ca L'Homme Ideal, așa că ai impresia că sunt mult mai multe în gama L'Homme Ideal. Apoi, în ceea ce privește mirosul, trebuie să spun că, într-o oarecare măsură, parfumul ăsta seamănă cu L'Homme Ideal Cool. În contextul în care Homme Eau de Parfum are o combinație de mentă cu citrice, la fel ca în Cool, aici dulceața din parfum e dată de o notă de rom, în timp ce în Cool era dată de o notă de migdale. Și dacă stai bine să te gândești, citrice, mentă, rom, într-adevăr, te va duce cu gândul spre mojito. De asemenea, vei mai simți și niște condimente aici și apoi niște note lemnoase, care după un 20-30 de minute pe piele intervin destul de serios. Deci în prima fază, atunci când îl pulverizezi, pulverizator bun, vei simți o combinație de mentă cu citrice care este puțin îndulcită de rom, adică aproape poți să simți caracterul ușor dulceag al romului. După ceva timp, toată treaba se devine mai serioasă și evoluează spre un lemn. Lemn de cedru, ca să fiu cât se poate de exact. Acum, dacă vrei să fiu complet sincer cu tine, între acesta și L'Homme Ideal Cool, l-aș prefera pe Cool, în ciuda faptului că acela mi se pare puțin mai sintetic. Totuși, din punct de vedere al performanțelor, pe mine Cool stă ceva mai bine. Persistența lui se duce înspre 6 ore și poate chiar mai mult, adică îl purtam zilele trecute și la un moment dat chiar simțeam adieri de Cool la ceva timp, în timp ce Homme e ceva mai timid, aș spune că e un 4 înspre 5 ore, deci nu excelează din punctul ăsta de vedere, dar în continuare n-aș spune că e rău, mai ales că ADN-ul ăsta e destul de special și dacă ți se pare că Cool merge într-o direcție prea sintetică, prea de pastă de dinți sau de apă de gură, aici nu vei avea această problemă. În cele din urmă, Homme Eau de Parfum, cred că se vrea un parfum puțin mai elegant de vreme caldă, cel puțin asta îmi sugerează prezența destul de serioasă a notelor lemnoase. Adică toată bucuria asta citrică și mentolată se termine și se duce într-o zonă în care vrea să fie luat mai mult în serios. Dar, repet, nu are o persistență fantastică, ci mai degrabă medie. Din punct de vedere al proiecției, se simte în jur, dar la fel nu e genul de parfum care să umple camere cu ușurință. Și uite, ca să vezi că atunci când îmi recomand parfumuri, sunt totuși ascultător, deși poate uneori nu mă grăbesc, l-am luat și pe Jil Sander Sun Man. Un parfum de vreme caldă ceva mai altfel. Și spun ceva mai altfel pentru că în timp ce majoritatea parfumurilor sunt citrice sau se duc spre mirosul acela de gel de duș, Sun Man parcă vrea să facă altceva. Se vrea un parfum de vreme caldă ceva mai dulceag. Mă gândesc la el ca la un fel de loțiune de protecție solară sau loțiune după plajă, dar făcută în forma unui parfum. E delicat, dulceag și în ciuda faptului că se numește Man, eu cred că este un parfum care ar putea trece cu ușurință în zona unisex. Vei găsi în el bergamotă, cardamom, rozmarin, mosc și tot felul de alte note dulci, ambră, cedru și nucșoară. Deci poți vedea că tot mixul ăsta înclină într-o zonă puțin mai dulce decât te-ai aștepta la un parfum adresat perioadei calde. Aș pune profilul mirosului său undeva într-o zonă în care l-aș pune și pe Azzaro Chrome Pure, adică nu e parfumul tău obișnuit de vară, e ceva mai diferit și dacă îți place sau nu, asta e o chestiune de gust. Dacă te așteptai la parfumul tău de vară să fie extrem de răcoritor, acesta sigur nu va fi pe gustul tău, pentru că bergamota doar echilibrează puțin și e doar la început o prezență citrică, după care totul se duce spre lucrurile astea mai de cremă, să spunem. Totuși, parfumul e de luat în calcul, în primul rând pentru că e destul de diferit de tot ce știm în zona asta, apoi pentru că nu e deloc scump, adică sticla asta a costat sub 100 de lei sau în jurul la 100 de lei, și apoi m-am uitat puțin pe net la ce spun oamenii despre el și majoritatea par să-l apreciez. Cred că e un mix de miros cu performanțe, să zicem, decente, adică vorbind un 4-5 ore, doar că în timp ce la Guerlain
te supăra un pic 4-5 ore pentru că are și un cost, aici costul e de 3 ori mai mic. Și este exact factorul ăla de altceva. Deci pe Sun Man l-aș cam pune în categoria parfumurilor interesante care nu costă mult, deși trebuie să spun din momentul ăsta că nu e chiar parfumul meu preferat, adică încă mă obișnuiesc cu profilul ăsta de miros. Am mai fost zilele trecute pe la showroom-ul Marhaba și am făcut cunoștință cu Pandora Scents Protocol Edition Pure Perfume și te las pe tine să uiți la sticlă și să-ți închipui din ce se inspiră. Bine, asta combinată cu denumirea. Dacă ai zis Ter Dermes Pure Perfume, ei bine, ai dreptate. Și s-ar putea ca în deschidere să nu-ți fie clar de asemănare între cele două, pentru că în Pandora nota aceea pământie din Ter Dermes e puțin mai mult accentuată. Ai avea impresia poate că e o smochină aici, dar după vreo 10 minute ajunge în aceeași zonă de Ter Dermes. Un Ter Dermes ceva mai intens și ceva mai bogat în vetiver, cam cum este și Pure Perfume. Desigur că lucru care te-ar interesa în punctul ăsta e să vezi dacă diferența de preț justifică să-ți cumperi Pandora în locul lui Hermes. Și trebuie să știi că sticla asta costă 149 de lei, deci spune că e mare diferența între cele două. Și dacă nu ești dispus să plătești prețul de Hermes, aceasta e o clonă destul de bună. Așa cum îți zic întotdeauna la clone, nu e o clonă perfectă. Cu toate astea, e o clonă bună. Din punct de vedere al performanțelor, deși l-am testat o singură dată mai serios, mi se pare că pe pielea mea stă undeva pe la 6 ore, poate ceva mai mult, cu proiecție destul de bună în jur, adică atunci când îl porți, oamenii par să-l remarci. Și da, oamenii de la Marhaba chiar au showroom, așa că dacă ești în București și vrei să testezi tot felul de parfumuri arabești sau colecția lor de parfumuri sau acest parfum, poți să cauți pe site adresa lor și să le faci o vizită. Și tot la recomandarea ta, m-am gândit să-i dau o șansă și lui Mancera Vetiver Saint Joel. Și bine am făcut! Pentru că parfumul ăsta are toate șansele să devină în scurt timp parfumul meu Mancera preferat. Știi cum îți mai povestesc că parfumierul Pierre Montal uneori are acest obicei interesant de a accentua prea mult o notă, ori de a face o notă ciudată în parfumuri ca să-i dea nota aceea personală. Aici, la fel ca Nude Blue Notes, mi se pare că și-a găsit perfect echilibrul. Și deși denumirea parfumului este Vetiver Saint Joel, mi se pare că în cea mai mare parte a timpului, vetiverul nu este starul mirosului, ci mai degrabă explozia de citrice cu care se deschide. E o nebunie citrică și poate, asta e doar o părere, mi-ar fi plăcut să se simtă un pic mai bine menta. O are în compoziție, dar nu e atât de prezentă, astfel că la început ai impresia că miroși o limonadă. Și cred eu că o limonadă cu mentă ar fi fost un pic mai bine. Pe măsură ce îl porți, vetiverul începe să se mai arate puțin, dar mi se pare că parfumul ăsta nu se duce în aceeași direcție ca Ter Dermes totuși. Adică, dacă făcea asta, probabil că ar fi fost un fel de cumcat wood, tot de la Mancera, dar acesta se concentrează mult mai bine pe nota de citrice. Crei mai dă și o doză bună florală, dat de note precum orhidee, și apoi la bază îi adaugă vetiver, ambră și note lemnoase. Când am mirosit prima oară parfumul, n-am reușit să-i găsesc niciun cusur și în continuare nu reușesc să fac asta de câte ori îl port și crede-mă că în ultimul timp sunt... Mi se pare că pentru el Pierre Montal a stat cu minte, a vrut să producă un parfum care chiar să fie comercial și în același timp care să aibă șansa să fie... să reziste testului timpului. Din acest motiv, totuși trebuie să-ți spun că Vetiver Saint Joel este un parfum Mancera ceva mai potolit. Adică, în general, când spui Mancera Montal, te cam gândești la niște monstruozități care proiectează 70 de camere, persistă 3 zile. Ei bine, aici nu. Avem de-a face cu un parfum cu minte, foarte citric, ușor floral, ușor lemnos, perfect pentru cam orice situație, deși cred că o cămașă albă i s-ar potrivi cel mai bine, doar că e genul de parfum care are o persistență de 6-7 ore cu proiecție bună în prima oră, o oră și jumătate. Deci nu e o monstruozitate, dar pe de altă parte cred eu că în vremea caldă cam asta îți dorești la un parfum, să fie răcoritor, să fie puțin diferit, dar în același timp să nu fie extrem de ciudat. Și mi se pare că sunt unele Mancera care fac treaba asta foarte bine, care nu încearcă să fie o exprimare artistică a parfumierului, ci pur și simplu un exemplu de, uite, putem face un parfum care să fie bun de vară, care să fie unisex, care să aibă performanțe decente și totuși să fie ușor de înțeles. Și exact asta e Vetiver Saint Joel, un parfum pe care îl consider, din punctul meu de vedere, perfect pentru vremea asta și care se potrivește în cam orice situație și care cred că ar trebui testat. Adică
cred că ar trebui să-l testezi dacă ai ocazie. Și am mai făcut zilele astea și o plimbare prin magazinul Viorica, de unde l-am luat pe Ethereum 3. Semn că Ethereum 1 și 2 au fost de mare succes, așa că se cerea și o a treia iterație. Și în caz că te întrebi ce m-ar poseda să iau un parfum Viorica, despre care sunt mari șansele să nu fie auzit până acum, e bine, motivul pentru care am luat parfumul ăsta e acela că are o notă de tiramisu în el și cam seamănă cu Salvatore Ferragamo Uomo, dar într-o variantă ceva mai relaxată. Și în timp ce era un magazin, o doamnă consultantă de acolo mi-a spus că parfumurile Viorica au persistența lejeră de 30 de ore. Acum, nu-mi stă mie în fire să mă contrazic cu oamenii, dar puteam să-ți spun din momentul ăla că nu cred. Și pe pielea mea, Ethereum 3 are o persistență de vreo 4-5 ore, e drept că nici nu-i vremea lui, pentru că în cele din urmă e un parfum dulcea, gurmand, dar mai puțin intens decât Salvatore Ferragamo Om. Cu toate astea, 30 de ore mi se pare o exagerare. Pe de altă parte, cred că niciun parfum nu ține pe mine 30 de ore, plus că ți-am mai spus că la un moment dat mă și spăl, adică n-are nimeni nevoie de un parfum de 30 de ore. Da, cel puțin pe pielea mea nu cred că e un parfum de 7-8 ore, ci mai degrabă unul de 4, poate 5. Mirosul e un tiramisu ușor citric, ușor fructat și cu o bază ușor lemnoasă. Și spre diferență de Uomo, fiind puțin mai aerisit, poate fi purtat în mai multe situații decât în zile mai reci sau foarte reci. Și din ce am mai încercat eu în magazin, acesta a fost cel mai pe gustul meu. Și prețul nu e rău deloc, adică toată sticla asta a costat cam 130 de lei și cred că am avut și o reducere, deci 100 și un pic. Și pentru 100 și ceva de lei, parfumul ăsta are destul de mult sens. Dacă ar trebui să-l placez undeva în scara Uomo, aș spune că e undeva între Salvatore Ferragamo Uomo și Salvatore Ferragamo Uomo Casual Life, care era ceva mai fresh și ceva mai citric. Ăsta e undeva și face legătura între cele două. Deci încerc să spun că dacă ajungi în magazin, încearcă-l pe Ethereum 3, doar nu te aștepta să persiste pe tine cu zilele. Iar cu asta se încheie lista de parfumuri pe care le-am adăugat recent în colecție și cred că în viitorul apropiat voi sta ceva mai cu minte cu cheltuielile, pentru că ar fi mai bine să am grijă de bani. Cel puțin mie așa mi se pare și din punct de vedere al parfumurilor răcoritoare de vară, cred că în punctul ăsta stau bine. Cu toate astea, mi-ar plăcea să știu ce parfumuri te gândești tu să mai adaugi în colecția ta sau despre care dintre parfumurile astea ai vrea să intrăm mai mult în detaliu. Fiecare like, fiecare share, fiecare subscribe, toate ajută acest canal să crească și să ajungă la cât mai mulți oameni pasionați de parfumuri. Eu îți mulțumesc că ai fost din nou alături de mine și ne vedem în videoul următor.